hecho. Hay palmas de eso, ven, pues sirva. A ver, ¿verdad? Ahí se me organizaron 10 amigos, la chama ahí se le va de Shirumia. Y ahorita se los vamos a ir. A ver, frente a mi güey, parte de Fumosh y parte de Guts. Ahí, acolo. Y si tu sirva ahí se le va de Shirumia. Să începem de unde să începem? Hai să vedem. Deci de la mireasă, da? Mirele mă așteaptă, bineînțeles, uitați-vă Luciana Mire cu două domnișoare. Foarte, foarte, foarte drăguțe. Deci așa că Mirele îi stă bine acolo între fete. Hai să vedem cu mireasa. Am înțeles de afară că tu erai al capolă. Eu nu știu că n-ai putut să... Aplauze, stimați invitați. Ia uitați-vă la el. Și eu duc mireasa în brață până în loc. Când a ajuns acolo... Cum? Salut! Salut, Al Capone! Dăm... Seara! Ne auziți! Aplauze, stimați invitați! Deci asta am spus totul. Când a zis, seara! Vreau să te pot zic un lucru. De unde ești? De loc. Sunt legi, stimați invitați, că și eu am pierdut cu bucăiește. Puțin mai coar, dacă ești de-am eu, să știi că fac cinste în această seară. Bă, bune! Zic! Și de în seara asta să bei. Și vor ajunge și la restul. Beau, dar m-ai întrebat ce să mânc. Mă, după cum chemă de o băghine, așa că eu nu mai prinde mâncare. Serios. Ăștia la București mă mâncă numai numai linguță cu ciorbă de crap. Așa că, ia ei, aici la noi ne-ar să mâncă porc. Ăștia chiar este? Hai să mâncă. Bă! Băi, dar ăștia de la București s-a spus și e vorbă și e fapt. Pac, pac, pistolul, stoane, pac. Noi aici la Ardeal, ai văzut că suntem mai loșo, mai suntem cu unguri aici. Așa că, râde după noi, ca fel de sara, ei nu știu cum o scos. Știi cine sunt eu? Am văzut. Dacă n-ai văzut să râd cu tirea sa brață până la... Deci, hai să nu prea răgem că urmă. Bine, ne așteaptă, băieți, așteaptă. Hai să fim puțin scurși la cumva. Deci, mă mică, în seara asta o să vreau cu tine, nu de altă, dar place că ești de la București. Dar rezici, bă? Eu nu. Ești mă nu? Hai să vedem, vedem până de seara. Bun. Îl chemă? Corect. Deci, hai, scurci la subiect. Ești prima dată la abatere de genul ăsta sau ai mai furat așa din mireasă? Am furat tot ce-am prins. De ce? Să vedem că ăștia din București fură tot. Bă, dacă vezi unul care stă și unul care Iliescu, vine și flota, vine și tătătă. Chiar am ajuns noi cum am ajuns. Ia mă și păi. Lasă că eu n-am furat, eu am muncit. Ca să aici. Nu. Uite, noi ăștia de redii n-am avut ce fura aici. Păi cuvântul meu dacă nu. Acolo au fost banii. N-ai văzut că eu n-am dat să cu casa poporului și restul. Tu știi că te-a făcut poporului. Eu n-am făcut, dar de aici n-am dat să ăștia sunt muncitori. Ăștia i-au cumplit cu lumea asta. Ăștia nu m-au stat pe stânga și au venit banii. Furat. Așa că, hai să ne ducem. Bun. Scurs și la subiect. Deci, ești la prima sau la a doua? La 11-a. Aoleu, viața mea, deci să avem ca experiență. Dar cum? Bun, vreau să văd în această seară. Zii scurt și de-a subiect că vezi de-a mai zis, nu mai sunt băieți. Care sunt tendențele tale să ne oferi înapoi mireasa? Mireasele! Scumpe de-aia, ăștia din București direct la pedeapsă. O tăia și pușcăria, o facem pușcăria acasă. Ce mai vreți? Nu, mai zic ceva. Zii. Hai să nu mai numesc. Sunt prima dată cum te numești. Numele, că nu i-am prezentat. Alexandru Al Capone. Iulia. Iulia. Alex. Maria. Bogdan. Și dumneavoastră? Maria. Alexandru. Sara. Roxana. Deci hai să mergem la Al Capone, că stai tare vorbăresc. Zic. Cine vrea să plătească în această seară? Pentru ireasa noastră. Irele sau nașii? Nașii, haideți nașii, uite-le, nașilor. Luați-le un izor, vezi că de-a doua e de la securitate. Filmează-l tăi. Zile, mă, Al Capone, ce faci? Nașii, vedeți că stați ia banii una, două. Bun. Să ne face cu fața la cameră, să filmează. Da, mă, că... Ești televiziunea? Bă, zi-mă, ce vrei! Ce vrei? Scurși la obiect! O ticlă de bale, Thais? Îți dăm 20. Vrei să te privatizezi acolo la București? Eu ajung primar în Călăraș. Bă! Zi!
altceva, ce mai vrei? O speaker, goală goaie, plină goaie. Ce te conezi eu pe tine imediat? Ai zis o sticlă de balată. N-ai specificat plină și capsa. Hai, stai că nu puneam eu. Ce-o spus? O sticlă de balată, așa-i? Plină! Plină! O zis plină? Acum, după ce am zis eu. Că n-am terminat, mă, de la ce televiziune ești? Mă, deci de la OTV? Am încontrat de Aconescu, ai grijă. Nu știu ce mă, ce-ar de Aconescu, că cine-a făcut OTV-ul, mă? Băi! Băi, altule, știi cu cine? Bă! Deci o sticlă de bară te-a zis plină, nedesfăcută. O ladă de bere plină, nedesfăcută. Și sticlele nedesfăcute. Și o bagă de țigări. Ce țigări fumezi? Carpani! Da, Hilgrim. Deci, n-ar și vorba, ați auzit? Deci l-au cerut, așa, după spatele nostru, știi? Ca la noi din Ardeal. Ce zici, nașule? De acord. De acord. Deci îi dăm tot ce a cerut. Avem și noi o pretenție. Ești de acord? Pretenția noastră. Pentru orice viață se plătește. Normal. Deci voi la București... vorbesc. Eu vorbesc, am dat voie să vorbesc, lasă-mă să vorbesc acum. La București acolo voi nu mai luați și nu mai plătiți. Hai! Acum, deci, nașule, le dăm tăcere. Dar cu condiția, avem și noi o pretenție de la ei. Care este pretenția și după aceea întreabă-l cu ce mână au furat. Ani, va, tri. Cu ce mână ai furat? Să vedem. Cu prima. Cu prima. Cu prima. Hai, mă, odată. Ia auzi. Deci. Am două pedepse. El a cerut trei. Un pic mai încerc microfonul. Unul. Ai zis? Un pachet de țigări. Bala ta e berea și țigările. Trei ai zis. Și tu vrei una. Nu. Dacă le faci, ai tot. Dacă nu? Dacă nu ai, te pun papa. Papa, la București. Dacă nu capătă pachetul de țigări. Eu zis, dăm un pachet că ai participat. Și aplauzele la toți! Da! Zile astea! Aia și pedeapsa! Da, păi nu faci, e după noi, că avea noi de nimica! Zi, nașule! Să prins cu gura, aș gura într-o bol. Cu apă, scos măslina, a doua, bagi iară gura într-un bol de făină albă, scos măslina. Aia spetețule, mă! Problema e măslina, fii atent că-i neagră. Îl bagă în apă, să uită, după aia bagă în făină așa. Fără mâini! Deci, fii atent, tu crezi că aici era realica la București, că hop, sub și ți-ai dus? Asta n-am fost București, m-am bat. Slina l-am vitru, bă. M-am bogat, dar nu-s București. Nu m-am poză, bă. Nici în poză, bă. A doua pedeapsă, o faci? Normal, zi. Fără comentariu. Îi dăm pachetul gol, fără țigărie. Da. Doresc o fată cu cele mai mari tocuri. Să vin aici. Hai, care? Care se oferă, hai să vedem. A, pe care, bă, că nu prea se oferă nimeni. Bă, tu vrei să mă opri cu făină și dar vrei să mă pun lângă o fată cu cele mai mari tocuri. Nu îți permiți! Mă, ești nebun. Nu, da, nu, dacă îți pune mâine. Da, măslina. Hai, măslina, cu găina. Că ți-l fug. Deci, poți să renunți și nu iei nimic. Sau mai mai departe. Eu am fost domn, vreau să te ajut. Deci, dacă renunți, ai o sticlă de palată. Dacă nu faci prima pedeapsă, ai fără. Deci.
trebuie să fac, normal. Ce băgat obligat, poți. Hai. Pune piesa de pupa pa. De pupa pa. Se ia bine. Sau mere mai departe. Hai, mă, da. Hai, bă. Hai, bă. Hai, bă. Hai, Johnny. Aplauze pentru Johnny. Nașul, ne explică-i. Prima, iei din apă cu gura. După aia o leși înapoi. Și a doua, bași gura în făină, scoți mânzulina. S-o pui în apă. Ce-a spus? Doresc o pată cu tot. Aplauze pentru... Hai, prima luată. Bravo, mă, băiatule! Aplauze, stimați, vă luam măzina. Cu făina asta mai problemă. De jos aia, de plărești. De jos aia. Bă, dar nu sta deloc pe gânduri, bă! Până la cap! Bine, repede, mă! Dragilor, mică, merg încă la altă să-l aplaudați! Bine, nu mai pun-o-n